Bună seara și bun găsit la analiză finală. Invitatul meu de astăzi, domnul Ilie Păducel, primarul orașului Petrila. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne privește și ne ascultă. Domnule primar, știu că ați avut o săptămână încărcată. Săptămâna trecută am mai încercat și eu să dau de dumneavoastră. Unii spuneau că sunteți plecat, nu știu pe unde, că v-ați dus la mare, nu știu. Unde sunteți plecate. Eu am întrebat și mi s-a spus că sunteți la niște întâlniri pe la ministere, pe la primul ministru, pe la o întâlnire a reprezentanților orașelor, a primarilor de orașe. Haideți să ne povestiți și nouă ce ați făcut pe acolo, ce ați rezolvat, că mă gândesc că nu v-ați dus doar să vă plimbați, nu? Așa este, am avut o săptămână destul de încărcată ca și activitate. Am fost într-adevăr la Năvodari o zi la Consiliul Director al Asociației Orașelor din România, unde vreau să spun că s-au discutat lucruri destul de importante pentru viața și activitatea administrațiilor locale din România, propuneri pe care să le facem către legislativ, către Guvernul României și Parlamentul României pentru îmbunătățirea legislației în vigoare. De asemenea, asta a fost în data de 25 iunie. În 26 am venit la Guvernul României pentru că fusesem cu o săptămână înainte la Cancelaria Primului Ministru și m-a programat din nou în data de 26 la ora 11. Mi-a acordat audiență și mulțumesc domnul prim-ministru, dar n-a avut timp foarte mult, adică foarte mult, câteva minute, și pe urmă domnul vicepremier și o parte dintre miniștrii guvernului Ponta am putut și cu satisfacție o spun, am putut să discut cu domnii miniștri problemele care sunt foarte necesare a fi rezolvate pentru orașul Petrila. Cea mai importantă problemă care eu consider și am spus-o atât la întâlnirea de la București, cât și zilele trecute la întâlnirea de la Orăștie în prezența domnului prim-ministru al României și a domnilor vicepremieri din Guvernul României, respectiv domnul Dragnea și domnul Oprea și domnii miniștri care au participat, este problema necesității angajării de tineri la exploatarea Minerălonea, singura exploatare care a mai rămas pe program de dezvoltare în orașul Petrila, pentru că din 5 unități miniere, eu tot amintesc de fiecare dată celor care, sper că nu s-a uitat sau nu s-a uitat acest lucru, din păcate, 3 au fost închise, a 4-a mina Petrila este pe program de închidere și este nevoie ca să se angajeze tineri la mina Lonea. Din câteva motive spun acest lucru, că este nevoie. În primul rând, mina Lonea are capacități pregătite și deschise pentru a putea fi plasați oamenii respectivi, chiar 250 de tineri la mina Lonea. Motiv real, de asemenea, pentru care am insistat și că trebuie angajați tineri, este și faptul că în 2013 au fost pensionați de la mina Lonea aproximativ 100 de lucrători, de angajați, în 2014 la fel, în 2015, deci peste 300 de angajați vor pleca până la sfârșitul anului 2015. Mina Lonea are capacități pregătite și deschise, mina Lonea poate asigura securitatea zăcământului și a angajaților în condiții corespunzătoare și nu în ultimul rând, mina Lonea livrează sau poate livra cărbunele cel mai bun, de calitatea cel mai bună, cărbune energetic din Valea Jiului.
Este necesar și am propus domnului ministru al economiei și domnului ministru de la energie, de asemenea, să se studieze posibilitatea și în zilele următoare o să rog pe domnul director general de la cele două societăți, de la Complexul Energetic și de la Societatea de Închidere, să avem o discuție și în acest sens, pentru că domnilor miniștri, pe domnii miniștri am informat, să păstrăm și să prelungim programul de închidere a minei Petrila măcar până în 2017, pentru că și aici mai sunt aproximativ 460 de angajați, dar mina Petrila dă 500 de tone cu acești angajați și ar fi posibilitatea să se livreze în continuare către complexul energetic producție subvenționată de programul de închidere. Deci nu ar trebui să se grăbească societatea de închideri așa peste cu pași vioi, să zic așa, ca să închidă mina Petrila. La mina Petrila încă se poate da cărbune în condiții de securitate corespunzătoare și eu zic că este necesar, pentru că atât timp cât de-a lungul anilor guvernele noastre nu au creat alternative și locuri de muncă în locul celor disponibilizați din activitatea de minerit, este necesar ca tinerii din Petrila, care sunt nu alții decât fiii foștilor mineri sau foștilor angajați la unitățile miniere și, bineînțeles, tinerii din Petrila, eu zic că merită să beneficieze de acest lucru. Păi cam asta ar fi încă în continuare principala sursă de venit ar fi mineritul totuși în Valea Jiului. Este și ar fi și turismul, ați fost și pe la doamna ministru Pană, din câte am înțeles eu din presă. Am avut posibilitatea și pe domnul prim-ministru și a participat la întâlnire și doamna ministru Pană. Noi avem o asociere, să readuc aminte cetățenilor din Petrila, avem o asociere cu firma Schi Șurianu pentru a realiza domeniul schiabil și pe partea noastră de munte de la Șurianu. Am făcut primul pas cu ajutorul vicepremierului și a Guvernului României în sensul de a modifica și completa anexa la legea 526 ca să prindă în domeniul schiabil și orașul Petrila, partea de Șurianu Petrila. S-a întocmit studiul de fezabilitate. Am fost la avizare la turism, s-a dat să-l completăm, mâine sau poi mâine cel târziu ducem din nou. Deci este vorba de transferul din administrarea Rom-Silva în administrarea Consiliului Local a suprafeței de 30 de hectare de teren pentru amenajarea pârtilor de schi la Șurianu, pentru construirea instalației de telescaun și, în ultimul rând, construcție hotelieră la baza pârtilor de schi. De asemenea, a doua problemă, tot pentru Ministerul Pădurilor și Apelor, este transferul drumului de la Rom-Silva către în administrarea Consiliului Local în vederea accesării de fonduri europene pentru modernizare. Este vorba de drumul Petrila, Lunca Florii, Aușelu, Șurianu. S-ar lega partea asta de Petrila spre Alba, drumul mult discutat până când sau chiar când noi ne gândeam că vom amenaja domeniul schiabil în muntele Dobraia. Se pare că este o variantă mult mai bună aceasta, pentru că, în primul rând, este o investiție 100% privată. Bani știm cu toții că se pot accesa sau
aduna bani destul de greu pentru asemenea investiție. Am informat pe, și inclusiv pe domnul prim-ministru, și a fost întru totul de acord și chiar a rugat-o pe doamna ministru Pană să preia această problemă și ținem legătura în permanență și în zilele următoare am să duc documentația completă pentru cele două probleme în vederea promovării de hotărâri de guvern și rezolvării acestor probleme. Asta cu domeniul schiabil ar fi ceva, noastră să plecați exact de la zero. Da. Deci să luați și de la, nu, unde s-au construit tot felul de cabane aruncate, școli, nu, este chiar o zonă virgină, deci zona respectivă. Cu un plan, cu un proiect, cu tot ce trebuie, da. Studiu și tot ce trebuie ca să se plece de la... Pe drumul respectiv care face legătura spre Șurianu, acum se construiește, să zic așa, se montează conducta pentru microhidrocentrala de 3,5 MW din cheile tăi și eu zic că este o realizare frumoasă și aceasta pentru orașul Petrila, tot o asociere cu o firmă din Italia. Avem această investiție și eu zic că va fi benefică pentru comunitatea din Petrila, în sensul că orașul va beneficia după finalizare și sperăm ca până la sfârșitul acestui an această microhidrocentrală să fie pusă în funcțiune. Așa este programul și graficul de lucrări și orașul Petrila să beneficieze de valoarea energiei consumate pentru iluminatul public, pentru școli, grădinițe, spital, primărie și toate unitățile publice din orașul Petrila. Deci faceți un, aveți un, n-a să le-a spus la dispoziție. Na, nu le-am pus la dispoziție spus, terenul. Părâul Dobrați? Nu, da, părâul de la Valea Popii și de la Aușelu, cele două păraie se unesc undeva în zona de la Gura Popii, așa îi spune la locația respectivă, și de acolo conducta de 1200 vine până în microhidrocentrala din cheile tăi. Și s-a instalat deja, acum se montează stâlpii și se lucrează inclusiv la instalația pentru trecerea sau livrarea energiei electrice în sistemul național, respectiv în stația de 110 kV de la, din incinta Minei Ionia. Deci treaba e aranjată cu partea electrică. Nu știu, asociațiile astea cu străini, cu italieni, cu greci, la noi au fost cam păguboase așa. Noastră aveți stabilit exact un cadru? Da, avem un cadru, deci, nu știu, adică un contract. Așa, din băieții așa numai că... ai avantajul și nu, pentru ei, nu au și ei un câștig, nu? Da, bineînțeles că au și ei câștig. Ei au... și am văzut încă două microhidrocentrale făcute în România de către ei în zona Făgărașului și niște lucrări făcute așa, vorba românului, la meserie. Vreau să spun că la întâlnirea cu premierul României și domnii miniștri am avut posibilitatea să discut inclusiv cu doamna ministru Rovana Plumb pe problema necesității promovării sau aprobării legii 76, reaprobării legii 76 pe 2002, în sensul de a da posibilitatea administrațiilor locale să angajeze și să creeze locuri de muncă pentru lucrări comunitare. Noi 10 ani de zile am avut aceste programe și au fost de un real folos, chiar dacă au lucrat pentru o perioadă determinată cetățenii, au beneficiat pe urmă un an de zile de ajutor de șomaj și eu zic că este ceva bun și în acest sens. Am discutat o altă problemă tot pentru Petrila cu domnul ministru al Sănătății, două probleme, respectiv necesitatea înființării unei secții
iarăși pe lângă Spitalul de Urgență Petroșani, în fostul Spital Petrila, de interne și tratament în special pentru reumatologie. De asemenea, începând din luna noiembrie, noi am înființat în cadrul serviciului pentru situații de urgență un modul SMURD prin Salvital și am fost dotați la timpul respectiv cu o salvare revizuită și reparată, pot să spun, și am avut până la ora când vorbim peste 600 de intervenții. Orașul este destul de întins, cu localitățile aparținătoare, este foarte necesară și utilă această salvare și acest serviciu și mi-a promis domnul ministru că până la sfârșitul anului vom primi o mașină nouă, o salvare nouă pentru acest serviciu. Deci, așa cum am spus, am avut posibilitatea să discut mai multe probleme cu domnii miniștri și m-am bucurat că chiar în cuvântul meu am apreciat că sunt primar la al cincilea mandat și n-am avut niciodată posibilitatea să avem în județul Hunedoara, în fața primarilor, aproape tot guvernul României, frunte cu primul ministru, viceprim-ministri și aproape toți miniștrii din guvernul României. Inclusiv la întâlnirea de la Orăștie. Da, de la Orăștie, întâlnirea de la Orăștie. Da. Iar la guvern pot să spun că am asistat la desfășurarea ședinței de guvern de joi și după ședința de guvern și înainte de ședință și după ședința de guvern am discutat cu domnul vicepremier și cu o parte din domnii miniștri. Ministrul Fondurilor Europene, v-ați întâlnit și la Lupeni când a fost atunci cu alegerile, nu? Da. Eu personal mi-am făcut o datorie, așa că mi s-a părut un băiat simpatic și l-am atenționat și, domnule, dacă îi promite ceva domnului primar Păducel, n-aveți nicio șansă să scăpați, așa că vedeți cum stați, că de obicei unii promit și ce lasă că scap eu, că nu-i mai răspuns sau ceva. Într-adevăr, n-aveți nicio șansă, ori... Sunt niște probleme și pentru... pentru ministerul pe care domnul ministru îl conduce, în sensul că s-a discutat posibilitatea finanțării programului de reabilitare a blocurilor de locuințe pe fonduri europene. Problema pe care o parte a rezolvat-o domnul ministru și vicepremier Dragnea pentru orașul Petrila este faptul că am primit o parte din banii necesari pentru programul pe care este în derulare. Am ridicat problema, inclusiv la domnul vicepremier, problema aprobării finanțării blocurilor ANN din Petrila. Vrem să mai facem blocuri pentru cetățeni. Cu primul bloc, nu? De aici, din Valea. Da, de... da, adică da. Primul da. Bloc ANL-ul la intrarea acolo pe dreapta, nu? Da, de și pe urmă încă două. Deci trei blocuri ANL avem în Petrila date în folosință și patru blocuri sociale. Am reparat încă 100 de apartamente. Am dat terenuri pentru case la cetățenii, la tinerii care doresc să-și facă case. Parcele la legea 15/2003, am dat aproximativ 40 de parcele și încă mai avem parcele și chiar prin intermediul televiziunii dumneavoastră invit tinerii care doresc să-și construiască o casă pe teren proprietate personală să vină să le întocmim dosarul și să le aprobăm în Consiliul Local dosarele pentru aceste parcele. Deci pentru blocurile de locuință am spus, blocurile ANL. De asemenea, mi-aș dori să și am amintit că avem depuse la ADR Vest mai multe proiecte pentru perioada următoare. Noi am întocmit strategia de dezvoltare a orașului pentru perioada 2014-2020 și mai avem depuse proiecte pentru sau care se referă la reabilitarea termică a unităților de învățământ. A unităților de învățământ avem depus un proiect pe probleme culturale, respectiv domeniul cultural de la IDE Sârbu.
Avem un proiect depus pentru amenajarea de piste pentru bicicliști pe malul Jiului, Jiețului și Jiului de Est. Avem depus un proiect pentru modernizarea drumului de centură din orașul Petrila, care dorim în perioada imediat următoare, după ce se amenajează sensul giratorul la Dărănești, să-l punem în funcțiune, să fluidizăm circulația și să scoatem transportul greu din oraș, pe porțiunea de la primărie și până la tunel. Deci mai multe proiecte și se va da drumul la ghidurile pentru pe diferite axe de finanțare și cu siguranță noi vom scrie în continuare proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea orașului, pentru creșterea gradului de civilizație și confort pentru petrilenii noștri, pentru că, așa cum am mai spus-o și de fiecare dată îmi place să repet, din cei aproape 30.000 de suflete care trăiesc și muncesc în Petrila, marea majoritate sunt oameni cu care ne putem mândri și de fiecare dată am colaborat și colaborăm bine și foarte bine. Eu de la cetățeni am avut foarte multe propuneri, de la întâlnirile cu cetățenii, de la audiențele cu cetățenii, de la discuțiile cu cetățenii din oraș, am avut multe propuneri pentru de lucrări și de lucrări de investiții, de lucrări curente, de lucrări de gospodărirea sau tot ce înseamnă gospodărirea orașului. Deci ministrul Teodorovici și-a făcut un client fidel, mă gândesc acum, nu mai are nicio șansă să scape. Cam la cât timp intenționați așa să-l... Deci îl sunați odată pe săptămână și îl căutați la București să știți, două ori pe lună, ceva de genul ăsta? Să știți că eu așa am fost, sau așa am obișnuit guvernele României de când sunt primat. Nu e afirmația, au spus unii de acolo care au fost, domnule, zice, nu avem nicio șansă. Mi-aduc aminte că în anii trecuți s-a făcut în mai multe orașe din Valea Jiului pe ANZM, Agenția Națională pentru Zonele Miniere, programe de tot așa de modernizări de drumuri în orașe. Am insistat și președintele de la vremea respectivă spunea n-am avut scăpare și a trebuit să începem cu Petrila, pe urmă continua și la Petroșan și la Vulcan, pentru că nu ne-a slăbit primarul Păducel și nu ne-a lăsat în pace până nu am venit să începem primii la Petrila. Am început și am finalizat acest program, am început și am finalizat prima etapă din programul de la Adi Valea Jiului pe proiecte de extinderea canalizării și și a rețelelor de apă din orașul Petrila. Urmează ca în zona respectivă, mă scuzați că m-am repetat, Brăteanu, Remete, Munci, Eminescu și 6 August și toate străzile de la poliție și până la cartierul 6 August, Popii, Dobrești, Traian, Vuia, Taia și Tăi, să fie asfaltate în anul acesta și până la jumătatea anului viitor, tot ce înseamnă aceste străzi. Deci, eu zic că s-au realizat lucruri frumoase, lucruri bune, acestea toate pe lângă celelalte probleme rezolvate de natură socială, de natură economico-financiară, pentru că vreau să îi informez cetățenii și nu în ultimul rând să le mulțumesc tuturor petrilenilor noștri că nu puteam doar primăria sau nu puteam nici noi singuri fără fonduri guvernamentale sau fonduri europene să realizăm ceea ce am realizat, dar nu se puteau realiza aceste programe și proiecte fără aportul financiar, respectiv fără a participa cetățenii efectiv la
rata taxelor și impozitelor locale. Pe anul trecut am realizat acest indicator în procent de 92%, iar pe primul semestru al anului 2014 procentul de realizare este undeva la 110%. Au venit să plătească mai mult peste sau? Au plătit, sunt multe capitole din buget la care s-a depășit substanțial. Avea posibilitatea să plătească până la sfârșit oamenii. Vreau să vă spun că avem realizat în procent de 72% programul de taxe și impozite pentru anul 2014, acum la 6 luni. Deci avem realizat în procent de 72%. Acest lucru ne permite să facem rectificare de buget în perioada următoare, să ne reglăm situația. Am încheiat anul, așa cum se știe, fără datorii, anul 2013. Nici la semestru 1 nu avem datorii neplătite. Chiar avem un excedent bugetar și ne putem permite să facem în perioada următoare, în prima ședință din luna iulie, o rectificare de buget, pentru că de la începutul anului nu am putut, am informat Consiliul Local și mi-a dat dreptate în acest sens, nu am putut să acoperim toate capitolele din bugetul local și tot ce ne-am propus sau este necesar pentru desfășurarea activității economice și sociale și sociale, accentuez, din orașul Petrila. Pentru că sunt de plătit ajutoarele sociale, care le-am plătit întotdeauna la timp, bursele școlare, am plătit cei 250 de însoțitori ai persoanelor cu handicap, atât indemnizațiile cât și salariile, și tot ce înseamnă cheltuielile cu masa la cantină pentru cele aproximativ 100 de persoane care servesc masa zilnică la cantina de la centrul nostru de asistență și protecție socială. Deci sunt probleme cu care chiar dacă poate plictisesc sau supăr pe unii care nu doresc să le audă de mai multe ori, îmi place să le spun, pentru că le-am făcut împreună cu cetățenii, le-am realizat împreună cu cetățenii și pentru cetățeni, și de fiecare dată am avut, eu zic, înțelepciunea să aplec urechea la cetățeni, pentru că ei ne-au ales și pe mine ca primar și pe domnii consilieri și este necesar așa să facem. Cel puțin până când voi fi primar la orașul Petrila, eu așa voi lucra. Văd așa o conlucrare, spuneați, cetățenii vin și plătesc dările care le au ei către stat, iar noastră trebuie să le întoarceți serviciul cum ar veni, să faceți cu banii aia ce trebuie pentru localitate. Drumuri, apă, ce spuneați. Chiar m-am uitat, am fost, aveți zona aceea, Colonia Brăteanu. Acolo este vorba despre niște case de colonie, cum ar veni, făcute acum 100 de ani, nu știu când au fost făcute. Dom'le, zona aia arată splendid acolo. Și plus facilități, tot ce, deci nu pot să spui, dom'le, știi, aia în Brăteanu e o colonie. Știți cum era, eu nu știu dacă și l-am dat aproape dar, toate, oraș, da. Când spunea colonie, ziceai, dom'le, țigani, da. Și, aproape toate casele din Colonia Brăteanu sau modernizat și se modernizează în continuare. Am reușit să reabilităm rețelele de apă, s-a reușit să se facă rețelele de canalizare, s-a reușit să se aducă gazul metan. Suntem singurul oraș care am realizat acel parteneriat cu domnii de la Consiliul, cu Consiliul Județean și cu E.ON Gazul și am adus gazul în Brăteanu și acum asfaltăm. Deci va fi o zonă rezidențială în orașul Petrila. Din orașul Petrila, Colonia Brăteanu. Și până la aproape de Mina Lonea, tot ce înseamnă Brăteanu, Remete, în zona respectivă. Și inclusiv casele de pe străzile de la poliție până în cartierul 6 August. Blocurile din 6 August, un cartier iarăși foarte, să zic așa, cu cetățeni foarte ordonați și gospodari. Din 8 blocuri care sunt în cartierul respectiv,
6 sunt reabilitate termic. În cartierul Muncii și Eminescu, tot în Lonia, s-au reabilitat o parte din blocurile de locuință. O să asfaltăm ambele cartiere și aici, sau toate trei cartierele, 6 August, Muncii și Eminescu. S-au făcut în Lonia, că cineva zicea, dacă la Petrila s-a făcut, în Lonia nu s-a prea făcut. S-a făcut în Lonia cele 4 blocuri sociale, s-a făcut și pentru Lonia strada Republicii, s-a făcut pentru Lonia sau până la cap de linie Lonia s-a introdus gazul metan. Deci nu se am insistat și voi insista în continuare în fiecare colț sau colțișor al orașului să se realizeze câte ceva. Pentru că toți cetățenii participă la plata, așa cum a spus și bine precizați, la plata taxelor și impozitelor locale și avem obligația ca și aleși ai cetățenilor, ca și primar sau știu, angajați ai primăriei să fim receptivi la tot ceea ce, bineînțeles, în limita posibilităților și a legislației care este în România. Copiii au intrat în vacanță, nu? Da. Ce aveți programat în vacanța asta să faceți pentru școli? Spuneați ceva de reabilitare termică. Da. Dar mă gândesc că poate și altceva. În primul rând vom realiza toate lucrările de reparații curente și igienizări la școli. Dorim și insist să aprobe reabilitarea școlii numărul 2 sau școala Ana Colda, pentru că este una dintre cele mai vechi din Petrila. Am pus în funcțiune în primăvară grădinița cu program normal și insist și mă voi ocupa personal ca să punem în funcțiune și partea de grădiniță cu program prelungit de la școala numărul 6, care este mult așteptată și dorită pe bună dreptate de cetățenii care își aduc acum copiii la Petroșani. De asemenea, am luat măsuri ca în toate parcurile și locațiile care le avem amenajate în oraș ca și locuri de joacă pentru copii, să fie igienizate, cosite iarba, reparat mobilierul. Am adus în parcul copiilor chiar un ansamblu de loc de joacă nou. S-a terminat anul trecut și poate fi folosit terenul sintetic de la stadionul de la Lonia. Parcurile sunt în funcțiune și eu zic că sunt bine gospodărite, deci ne ocupăm în continuare și să le asigurăm copiilor să-și petreacă vacanța, eu zic, după posibilitățile pe care le avem în condiții omenești și corespunzătoare. Că de obicei ne trezim prin septembrie că nu s-au terminat alea, nu ne dau ăștia de la Sănătate Publică aviz, n-am vin copiii la școală dacă sunt schele pe exterior și pe interior se zugrăvește, s-a mai întâmplat, nu știu. Două grădinițe pe care, la care nu primeam pe bună dreptate aviz din Petrila, cu siguranță acestea vor primi în grădinița nouă și le-am mutat din apartamentele de la partierul blocurilor de locuințe și la celelalte, așa cum am spus, vom face lucrările de igienizări și reparații curente ca să își primească avizul. Vom lua măsuri ca la școlile unde nu avem gaz metan și încălzire pe gaz să asigurăm combustibilul necesar, respectiv lemnele necesare asta pentru spre încălzire, Cimpa și Jieț. Da. Cimpa și Jieț. Și eu zic că n-am avut probleme nici anii trecuți și nu vom avea probleme nici în acest an școlar, de la începutul anului școlar. De-abia s-a primit vacanța, suntem în sesiune de examene sau respectiv de bacalaureat la liceul din Petrila, ca și la celelalte. Și eu zic că vom face împreună cu, sau voi face împreună cu colaboratorii mei și bineînțeles și cu domnii consilierii care doresc să participe la o viață normală, să zic așa, activitate, pardon, normală în Consiliul Local pentru discutarea și dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâre care vizează viața și activitatea din cetățenilor din orașul Petrila.
Pentru că mai sunt și probleme câteodată care scârție și unii precizez bine și tare, domni consilierii doar pentru simplu motiv că nu vreau să aprob sau să se treacă hotărârea respectivă, nu. Bine, dumneavoastră, probabil de atâta vreme sunteți obișnuit cu așa ceva, sunteți tăbăcit, așa ca să spun. Da. Deci nu știu dacă ar fi... Ați avut tot timpul, sau când știu eu, de când știu eu, cam tot timpul ați avut cel puțin 1, 2, 3 gică contra, care așa din principiu... Da. Dar să știți că eu i-am rugat de la început și rog de fiecare dată. Mister Niet era poreclit, domnul nu, așa că aici tot cam la... Am insistat și voi insista și în continuare. Atât timp cât proiectele de hotărâre vizează probleme ale activității sau ale vieții și activității cetățenilor din orașul Petrila, eu zic că n-are rost să facem pe gică contra sau să ne punem teacurmezișul, cum se zice popular, pentru că în primul rând trebuie să ne aducem aminte că atât primarul cât și consilierii au fost aleși de către cetățeni. Și atunci avem obligația să discutăm și nu am avut niciodată și nu voi avea pretenția că toate proiectele de hotărâre sunt perfecte. De aceea se zice proiect sau se numește proiect de hotărâre pentru a da posibilitatea domnilor consilieri acolo unde este cazul și fără teamă că voi greși, voi face această afirmație. Au fost multe cazuri când s-au venit cu îmbunătățiri, cu chiar corecturi s-au făcut pentru proiectele supuse dezbatere. Mai veneau la dumneavoastră și în ședințele de Consiliu cetățeni care cu probleme, cu direct în ședința de Consiliu. Am văzut, director, am mai fost pe acolo, veneau, aveau un loc acolo, întrebați care sunt problemele, nu? Oamenii le expuneau și... Da, se obișnuiește la ședințele de Consiliu Local de la Petrila să vină cetățenii să-și expună sau să-și prezinte problemele cu care se confruntă sau nemulțumirile sau... Dar de fiecare dată eu împreună cu aparatul primăriei și cu colegii, respectiv viceprimarul, administratorul public, cu secretarul primăriei, ceilalți colegi, eu zic că am dat dovadă de receptivitate în ceea ce privește soluționarea imediată a problemelor care s-au ridicat. Au fost și cazuri, bineînțeles, când s-au cerut probleme care nu au fost de competența primăriei sau care nu... Bine, oamenii dumneavoastră sunteți mai vechi, știți în branșă, știți și înainte unde mergeai la sau până unde te primărie, poți întinde, dar acum probabil că sunt alte, nu? Alte limite. Înainte primarul sau cum să nu mai am cea un telefon la directorul de la mine și abofezi ce exact, faci cu ăla, exact. Se rezolvă. Da. Sunt probleme care nu sunt de competența primarului și a celor de la primărie, dar mai sunt cazuri izolate când cetățenii cer aproape imposibil. Bine, oamenii înțeleg, să duc acolo, văd care e problema. Mă gândeam acum așa ce frumos ar fi să mergi cu mașina de aici la Sebeș și în partea cealaltă. Cam când credeți că, mai ales dacă face și drumul de centură, atunci nu o să mai intre mașinile prin oraș? Sau poate unii vor vrea să intre să vadă orașul? Sperăm ca... ca părere personală, undeva pe luna august să se dea hotărârea de guvern pentru terenul, pentru transferul terenului de 30 de hectare și până în toamnă, cel puțin așa am discutat cu investitorul, până la începerea iernii, să zic așa, instalația de telescaun este la fața locului, depozitată în vârful șureanului. Doar trebuie defrișată sau tăiată pădurea pe zona unde vine montată. Bine, sau se taie pe o porțiune. Dar bineînțeles, nu se face, tăiere rasă, se face doar pe punctile respective pentru porțiunile. Este un proiect și avizat
deci nu mergem pe așa pe bâșbâite, să zic, și vom insista foarte repede. Într-adevăr, din păcate, legislația noastră operează destul de greu și acest lucru s-a discutat și la Asociația Orașelor și cu membrii sau cu domnii miniștri, cu membrii ai guvernului și s-a recunoscut. Sunt unele criterii și, să zic așa, pretenții și probleme care sunt impuse inclusiv de Uniunea Europeană, dar încă trebuie să recunoaștem că legislația noastră este destul de stufoasă și greoaie pentru a putea realiza într-un timp record ceea ce îți propui. Și mai ales lucrările de investiții, pentru că trebuie o serie de avize, trebuie aprobări, trebuie și... Aici e marea problemă cu investițiile. Dacă te blochează anul ăsta... Un lucru foarte important și pentru administrațiile locale a fost rezolvat de guvernul Ponta anul trecut, respectiv... sau putem să spunem două aspecte în ceea ce privește derularea programelor sau proiectelor pe fonduri europene. În primul rând, plata situațiilor de lucrări se face de către minister și pe urmă, după depunerea situației de lucrări și plătești constructorul, până acum se plătea de către primărie și pe urmă așteptai banii de la minister sau respectiv de la Uniunea Europeană și sau tot ceea ce înseamnă corecții la proiectele respective care au fost suportate de către bugetul de stat al României, care a fost aplicate de Comisia de verificare acestor proiecte, din păcate sau din fericire, să zic din fericire și cu satisfacție o spun, noi am câștigat procesul la Curtea de Apel Alba Iulia pentru corecțiile care s-au aplicat la proiectul mare de reabilitare de drumuri. Este vorba de o corecție de aproximativ 60 de miliarde de lei. Corecție înseamnă că trebuie să dai niște bani înapoi. Da, deci da, zic da. Ei că ceva aia nu e în regulă acolo, nu? Da. Și în general pe la licitații, pe la de-asta? Ni s-a imputat, să zic așa, niște aspecte care s-a demonstrat prin instanță că nu am fost vinovați și nu întâmplător sau am câștigat procesul în instanță la al doilea termen și am primit de la Guvernul României cele 60 de miliarde înapoi și ne-am rezolvat cu acești bani problemele din oraș. Dar acești bani i-am folosit, bineînțeles, tot pe programe și proiecte de dezvoltare. Spuneți că în august nu se va da o hotărâre de guvern în sensul cu trecerea... Da, insist și... De câte ori intenționați să mai mergeți până atunci la București ca să-i presați? Dacă trebuie să mișcă, că am colaborez sau țin legătura cu șeful Cancelariei Primului Ministru, cu domnul Stoica și domnul ministru mi-a spus că să... domnul vicepremier de asemenea mi-a spus, țin legătura cu doamna secretar de stat, Sevil Saidec, care răspunde atât de programele de reabilitare, de blocuri ANL, de activitatea CNI-ului, la CNI avem depus un program pentru reabilitarea și modernizarea căminului de la Cimpa, aprobat și acum suntem în faza de proiectare. Am aprobat în Consiliul Local serviciu de proiectare pentru acest cămin și mergem înainte. Aveați într-o vreme ceva cu apă, conducte, reabilitare, nu știu, ceva acolo, ați prevăzut dumneavoastră o sumă care s-ar putea să o cheltuiți, a venit băieții de la Regia de Apă și a spus, domnule, noi facem la jumate. Ce s-a mai întâmplat? A mai venit? Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Eu am discutat de mai multe ori cu domnul director general de la APASERV. Ne-am pus de acord.
așa cum bine precizați dumneavoastră, dânsul a promis și la televiziune și personal nouă ne-a promis la primăria Petrila, că a venit de mai multe ori la noi și este binevenit și în continuare, dar rog și prin intermediul televiziunii dumneavoastră să se gândească și să începem cât de repede această lucrare, pentru că eu mi-aș dori ca până în toamnă să facem inclusiv asfaltarea în colonia Cimpa. Și este necesar și foarte necesar acest lucru, să reabilităm rețelele de apă în colonia Cimpa, pentru că pe bună dreptate cetățenii reclamă că folosesc apă industrială de la captarea de la Voivodul, de la stația de captare Voivodul, și ceea ce reclamă de asemenea pe bună dreptate, că sunt obligați să plătească la Minalonia atât consumul de apă pe care îl au, cât și penalități sau pierderile care sunt, dacă îmi spunea un cetățean, luna trecută am avut consum facturat sau înregistrat pe apometru consum de 3 metri cubi și am plătit pierderi de 80 de metri cubi. Deci nu se va mai putea să din aceste două motive, care eu zic că sunt capitale. Da, atât necesitatea alimentării cu apă potabilă a coloniei Cimpa și Birăoni, pentru că au posibilitate tehnică și de rezolvare a Baser Valea Jiului și specialiști să o facă și să dăm posibilitatea cetățenilor să plătească ceea ce consumă. Da, ar fi bine dacă ar fi așa. Noastră, cum vedeți, așteptați până vine cu ofertă sau dacă anul ăsta nu vin, vin la anul când se hotărăsc ei? Eu și săptămâna trecută am discutat cu domnul. Păi nu le-ați dat un termen, fraților, veniți și voi până atunci, dacă nu scoatem, eu știu, la licitație sau unde, cum se procedează, și noi vrem să dăm drumul. Stau eu după tine până te hotărăști tu dacă da. pe cine vrei să mai bagi tu în sub antepriză, în următoarele, cu cine te-ai mai următoarele zile ne vom decide ce facem. Dar eu cred că domnul director Costel Avram va înțelege că este necesar, pentru că sau în primul rând se vor aduce beneficii și realizări și societății APASER. Va câștiga peste 200 de abonați, 200 de abonați atât la apă, pe urmă și la sistemul de canalizare, unde sunt deja branșați peste 130 de familii. Dacă la timpul când a fost corpul de control al primului ministru, stația nu funcționa pentru că nu erau branșați cetățenii la această stație, stația acum funcționează, ne-am pus de acord împreună cu APASERV, APASERV asigură funcționarea, constructorul este obligat până la recepția finală și în perioada de garanție să asigure și să rezolve toate problemele legate de buna funcționare a acestei stații. Buna funcționare în sensul că o și exploatezi normal. Am fost la fața locului cu constructor, cu proiectant, cu specialiștii, cu specialiștii de la APASET, ne-am pus de acord, am încheiat un proces verbal sau un proces verbal la fața locului și urmează ca în luna, pe la sfârșitul lunii iulie, să facem recepția finală și am înțeles de la domnul director general că dorința dumnealui este ca să nu folosească această stație de epurare de la Cimpa și să se racordeze, localitatea Cimpa la sistemul de canalizare de la Lonia. Într-adevăr, acum ar fi această posibilitate, dar când primăria orașului Petrila a inițiat sau a luat inițiativa
la cererea cetățenilor de amenajare a sistemului de canalizare de la Cimpa, nici nu era vorba de adivalea jiului, de extinderea canalizării. Toată Lonea, respectiv cartierul 6, August Muncii și Eminescu, avea sistem de canalizare prin, sau funcționa pe două decantoare, în Muncii și în 6 August, care din păcate de multe ori deversau în jiul de est. Probabil cea mai bună canalizare are Brăteanu, care are pantă bună de cădere de acolo. Da. Cu noua canalizare, într-adevăr, s-a rezolvat și această problemă. Da, da. Okay, dar atunci, așa cum am spus și a recunoscut pe bună dreptate și domnul director general Avram, nu era vorba de această asociație. Dacă se poate mai bine prin discuții, da. Asta e foarte important. Și nici nu era operatorul apa servalea jiului. Uitați ce zice un cetățean, drumul spre Voineasa, când se va putea circula pe el? Da. Drumul spre Voineasa dat voie, să zic așa, la să se circule mașini unde a fost surparea de teren, alunecarea de teren în zona fostei cariere de la Jieț, zona minei Petila Sud. S-a dat voie să se circule pe vechiul traseu mașini de până la 3,5 tone. Se lucrează la proiectul de reparații în zona respectivă, iar drumul spre Voineasa, sincer să fiu, mi-e rușine să o spun că am avut promisiuni inclusiv de la domnul ministru Șova, încă nu s-au apucat de lucru. Mi s-a spus de către conducerea Companiei Naționale de Drumuri că este proiectul finalizat, că este inclusiv licitația făcută, este inclusiv contractul încheiat, urmează să primească fonduri pentru reabilitarea și modernizarea acestei porțiuni de drum. Ar fi foarte necesar, mai ales că se lucrează și pe defileul jiului și o bună parte din circulație se derulează pe drumul DN7-a spre Voineasa. Ar fi foarte Dar, frumos. Sincer să fiu, eu nu o să mai asigur sau să dau asigurări cetățenilor, pentru că este o problemă care nu depinde de primăria orașului Petrila. Drumul a fost de mai multe ori transferat de la Timișoara la Craiova, de la Craiova la Timișoara, acum este iarăși la Craiova. Am făcut corespondență și scrisă și telefonică cu domnii din conducere, cu domnul director general Lumezianu și inclusiv cu directorul general de la Compania Națională de Drumuri și cu domnul ministru Șova când era ministru. Dar o să mă duc acum la domnul ministru Rus, că probabil că domnul Șova de-aia și-o fi dat demisia, poate o fi zis ca să scăpa și de dumneavoastră cu ocazia asta, ca să nu mai presați. Mă duc și la domnul ministru Rus, fost la audiență la dânsul și când era ministru administrației și internelor, am fost primit, ne-am întâlnit și săptămâna trecută. N-aveți la... scrupule de genul ăsta? Deci mă duc cu problemele orașului, Petrila. Ați fost, spuneți acum, cred că ai vrea să spuneți că v-ați întâlnit și aici la... Orăștie. Ce s-a stabilit acolo? Cine merge? Pe cine? Cine candidează? L-ați presat puțin pe domnul Ponta? Nu s-a discutat de probleme de... sau cel puțin a fost o întâlnire, pot să spun, mai mult cu caracter administrativ decât politic. Într-adevăr, trebuie să recunosc și cu satisfacție o spun, am fost felicitați inclusiv de premierul României în calitate și de președinte al partidului vis-a-vis de rezultatele obținute de organizația județeană a Partidului Social Democrat la alegerile europarlamentare și alegerile parlamentare din Colegiul 3, pentru că domnul Marica a fost ales deputat în Colegiul 3. Am fost felicitați pentru rezultatele obținute și, bineînțeles, ni s-a adresat rugămintea să ne mobilizăm și pentru prezidențiale. Dar
nu s-a stabilit sau să se propună candidat sau foarte, foarte aproape toți primarii care au participat au profitat, mă scuzați de expresie, probabil nu e chiar cea mai potrivită, de această ocazie să prezinte primului ministru și conducerii guvernului și miniștrilor din Guvernul României problemele cu care se confruntă. Inclusiv primarii de comune. Normal, inclusiv primarii de comune care din Vale am fost mai puțin domnul Ilie, nu am fost, restul primarilor am fost de la Ulican, de la Ninoasa, de la Petrila, de la Lupeni, doar domnul Ile probabil este sau a fost în concediu. Bine, și dânsul mai are și dânsul probleme pe acolo, dar i-a mers destul de bine în ultima vreme, nu i s-a închis, adică mina Paroșeni încă mai funcționează, mina Vulcan merge bine, da, încă preparanțe, uzina electrică, primarului Dunca, da. Sau eu știu al Buhăiescu, care și mina Uricani e pe cale să se închidă, deci vor fi probleme și la el. S-a insistat o problemă iarăși pe care, de care ne-am bucurat toți primarii din Vale, să zic așa, s-a insistat și se pare că chiar l-a asigurat pe primarul de la colegul nostru de la Ninoasa, domnul prim-ministru, că va rezolva problema plății datoriei pe care orașul la Ninoasa încă o are, ca să poată ieși din situația sau din starea de insolvență, cu promisiunea făcută de domnul primar, și cred că așa va fi, să se mențină în continuare, să zic așa, pe linia de plutire și chiar să meargă în să rezolve problemele fără a face din nou datorii la primărie. Bun, dacă pleacă de la zero, are altă șansă. Da, are altă șansă, bineînțeles. Și el a avut un handicap mare de tot. Deci da. Cred că e singura localitate din România. Din România, da. Am citit undeva că orașul Detroit a mai intrat anul trecut sau cu 2 ani în insolvență, deci o comparație. De acolo avea o industrie puternică, industria de automobile, s-a mai dus și la ei, s-a mai și au intrat și ea cu probleme. Rest la noi nu prea s-a mai întâmplat. Primarul Dunca a moștenit într-adevăr o situație mai grea, dar deosebită de grea. Sperăm că cu un pic de sprijin, mă gândesc că ar trebui sprijinit și el, că când s-a băgat în chestia asta, nu cred că s-a băgat el ca să... Am înțeles că mai este din 100, aproape 100 de miliarde, mai sunt aproximativ 37 de miliarde. Și i-a promis domnul premier, se pare că se va găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Sunt colegii noștri sau colegul nostru și sau cetățenii din Valea Jiului și eu zic că merită să se facă și acest efort. Deci, până la urmă, cu locurile acelea de muncă de care vorbeam la început, ceva promisiuni sau doar discuții așa? În primul rând, mi-a promis în urmă cu câteva luni... E de promis, nu promis, dar în sensul, domnule, știți mai vreme... Ministrul Energiei, că până la sfârșitul anului se vor angaja cel puțin 100 de oameni la Minalonia. S-au angajat 25, total insuficient, și voi insista în continuare. S-a spus că se va merge și pe mecanizare, pe restructurare, pe reorganizare, pe alte măsuri, dar, în primul rând, trebuie, ca părere personală, pentru că am pretenții că am cât de cât experiență, că am lucrat la mină, să fie plasate capacitățile pe care mina Lonea le are. Și, în ultimul rând, să se acorde atenția cuvenită lucrărilor de pregătire și deschidere a noi fronturi de lucru și a minei pentru viitor, pentru că așa trebuie în minerit, să ai capacități pregătite și deschise pentru ca să fie mina sau să fie, într-adevăr, mina pe program de dezvoltare. N-ați auzit nimic despre termocentrala Mintia? Am înțeles că vorea să facă pe gaz, pe chestii de astea, și atunci degeaba mai
facem noi locuri de muncă la mina. Problema desfacerii nu este de competența noastră sau a mea ca și primar. Sunt alții de la director general de complex și companie și până la conducere de guvern și parlament să se ocupe de această problemă, dar eu spun ceea ce ne interesează și ne doare pe noi și pe mine ca primar, că trebuie, mai ales că n-au fost create alternative pentru locuri de muncă în ceea ce privește înlocuirea. 9.000 de oameni au ieșit din sistemul miner din orașul Petrila. Așa că trebuie și nu este mult deloc dacă se angajează la Mina Lonia 250 de tineri. Din orașul Petrila, pentru că sunt foarte mulți tineri care doresc să lucreze, să nu mai aibă doar ajutorul social. Am reușit la firmele care execută lucrări de investiții în orașul Petrila, respectiv la modernizări de drumuri, și vom începe în zilele următoare, de săptămâna viitoare, lucrările la repararea și modernizarea ambulatoriului din Petrila. S-a făcut licitație, avem finanțarea tot pe proiect cu fonduri europene. Vom începe lucrările și în mod sigur și aici vom cere constructorului să mai angajeze niște tineri și niște cetățeni din orașul Petrila, dar este total insuficient. Este necesar să angajeze. Probabil unul dintre cele mai mari orașe. Noastră sunt municipii mult mai cu un număr mult mai mic de locuitori. Da, dar mie nu mi-a plăcut niciodată să mă compar cu Madurut. În sensul ăsta, domnule, aveți oameni mulți. M-am comparat și Madurut, domnul Vlad, când am fost comparat de Consiliul Județean la împărțirea banilor, când am fost comparați noi orașul Petrila cu aproximativ sau aproape 30.000 de suflete, cu o localitate cu 1.500 de suflete sau câteva sute de suflete. Deci a fost dureros. Și din păcate așa s-a întâmplat. Dar acum la Consiliul Județean e gata. Mai avea și dumneavoastră un vicepreședinte pe Aurus, care l-au schimbat ăștia acum săptămâna trecută. Nu știu dacă avea prea mare rol, că acum știe toată lumea că Moloț în partea Cașcavalul acolo nu e niciun secret, nu? Da, dar eu încă sper că președintele Moloț și cu vicepreședinții Consiliului Județean, cel puțin în perioada următoare, se va gândi și la orașul Petrila. Pentru că la alegerile din 2012 s-au obținut multe voturi și din orașul Petrila. Deci el a plecat, Moloț, luat la general, cu un handicap de 10.000 de voturi pe restul județului. Și a luat 19.000 de voturi în plus din Valea Jiului. Deci a câștigat cu 9.000 de voturi. Dacă nu-l vota Valea Jiului, era la gară. Îl lua Mircea Muntean, îl sufla. Dar probabil că omul a uitat. Bine, chestiile astea se uită, nu? Noastră fiind în politică de poate, mai multă poate vremea, în anii ăștia doi care au mai rămas până la legile locale, va aduce aminte Consiliul Județean și de orașul Petrila. Nu știu când, e un termen în octombrie, parcă, să clarifice cu incompatibilitatea. Bine, eu nu, niciodată, și vă rog să mă scuzați dacă nu vreau să răspund la asemenea întrebări. Eu vreau să rog, în calitate de președinte al Consiliului Județean, să-și aduc aminte și de orașul Petrila, de cetățenii care l-au ales și pe domnul președinte Moloț ca și pe primarul Păducel, pentru că așa cum pe bună dreptate afirmat, s-au obținut din Valea Jiului multe voturi și merită cetățenii din Valea Jiului să fie
decompensați de către Consiliul Județean cu fondurile necesare pentru diferite programe și proiecte pe care le avem, pentru echilibrarea bugetelor locale. Păi, cum mergeți la guvern și presați pe acolo, nu mergeți la Moloț? Sau am fost și la domnul președinte Moloț, mă voi duce în perioada următoare și la dumnealui, poate. Eu, așa cum am spus, repet, încă sper că îți va aduce aminte și de orașul Petrila. Ceva ce v-ați propus așa și, eu știu, până la jumătatea anului și nu l-ați realizat, eu știu, spuneți-ne și nouă aici acum. Da, mi-am propus să dăm drumul la grădinița cu program prelungit și nu am reușit, dar cu siguranță vom reuși până la începutul anului școlar 2014-2015. Mi-am propus să facem din program, din bugetul local, să asfaltăm câteva străzi în localitatea Cimpa. Nu am reușit până la ora când vorbim, dar dacă sau ne privesc sau ne ascultă cetățenii din Cimpa, le promit că în perioada următoare am anunțat licitația și 100% vom realiza și în localitatea Cimpa asfaltări în anul 2014. Nu am reușit să facem reparațiile curente la ceea ce privește plombele sau plombările la străzile asfaltate din orașul Petrila, respectiv în cartiere, și avem un program care în zilele următoare îl vom începe. Și, bineînțeles, suntem în urmă, așa cum pe bună dreptate aminteați dumneavoastră, suntem în urmă în ceea ce privește realizarea programului de alimentare cu apă a cetățenilor din Cimpa. Aceasta este o problemă foarte importantă care necesită rezolvare foarte urgentă. Cu pășunile în această perioadă, rezolvat? Da, s-a încheiat și licitațiile de la pășunii. Într-adevăr, prietenul nostru de la, nu mai știu de unde era, care a câștigat ceva de genul ăsta. Văzut la televizor. Da, eu aș vrea vis-a-vis de pășunii să fac următoarea afirmație. Să amintesc cetățenilor din orașul Petrila sau momârlanilor mei, așa îmi place să spun că și eu sunt momârlanilor mei, că în orașul Petrila în urmă cu câțiva ani erau peste 12.500 de ovine, de oi. În, la ora când vorbim, nu sunt mai mult de 4.000 de oi. Când erau 12.000 de oi și erau și sute de vaci, aveau pășune suficientă în munții din orașul Petrila. Acum sunt animale nici la jumătate din numărul respectiv, dar datorită încrâncenării unora, sau să nu zic ambiției, dar nu ambiție corectă, să zic așa, sau rea intenție din partea unora, s-a ajuns la prețuri așa aruncate în extremă, s-a ajuns la licitații repetate, s-a ajuns la o situație cu ceartă și scandal și nu mai au loc animalele pe munții respectivi. Le aduc aminte că în anii trecuți, în jurul fiecărui munte s-au făcut și acele tăieturi care s-au tăiat de păduri pe care se pășunează vrând nevrând în zonele respective, deci sunt pășuni suficiente pentru animalele sau cresc animalele pe care le cresc cetățenii din Petrila. A fost cel mai mare, să zic așa, scandal, pentru că un cetățean din localitatea Crasna a închiriat pe o perioadă de 5 ani o zonă din zona Parângului sau trei locații de pășuni din zona Parângului. A fost închiriată la acest cetățean
și la unul din Orăștie și la unul din altă zonă, pentru că la timpul respectiv nu erau ajutoare de la APIA, subvenții de la APIA, nu interesa pe nimeni aceste pășuni și au fost închiriate de către Primăria Petrila și nici nu se punea problema licitației pentru pășuni. A apărut ordonanța 34, bineînțeles. Acești cetățeni nu mai sunt acum, pășunează pe munții sau pășunile din Petrila doar cetățenii sau crescătorii de animale din orașul Petrila. Din orașul Petrila. Și eu zic că ar fi necesar și bine să se înțeleagă, să fie înțelegere și vorba aia, înțelepciune, pentru că este loc pentru fiecare. Asta e important. Chiar mi-a plăcut așa ca o concluzie, deci este loc sub soare pentru fiecare, nu e marea problemă să ne încrâncenăm cu niște anumite lucruri, să arătăm că suntem noi de șmecheri sau... Domnule primar, vă mulțumesc pentru că ați venit în această seară în emisiune. Intenționez să vă mai invit. Am aflat lucruri interesante. Cetățenii din Petrila cred că au înțeles despre ce este vorba. Sunt convins că sunt interesați de ce se întâmplă cu banilor, ce fac aleșilor, ce perspective au. De aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Mâine dimineață la 9:30 emisiunea va fi dată în reluare și duminică de la ora 11. O seară bună tuturor. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi.